Slatina este în continuă dezvoltare, iar pe lângă străzi, parcări și școli moderne, locuitorii orașului au nevoie și de spații de relaxare. După Parcul Tineretului, un loc foarte apreciat de slătineni, primăria lucrează la alte două proiecte similare. Mai întâi se va finaliza modernizarea totală a esplanadei. Aici se înlocuiește totul, de la pavaj și până la mobilier urban, conceptul fiind unul spectaculos. A dispărut peretele cu trepte, iar constructorul are misiunea să îmbine zona de esplanadă cu expoparcul, oferind o priveliște unică asupra orașului de jos. Proiectare și execuție, reabilitare și modernizare esplanada Slatina. Anul acesta bugetați până la rectificare 3 milioane de lei, anul trecut bugetați 4 milioane de lei, după cum știți, licitația a fost anul trecut, se lucrează, sper ca la toamnă să fie gata. Iar aceasta nu este singura investiție care să contribuie la creșterea calității vieții în Slatina. Un proiect ambițios, dorit de foarte mulți locuitori ai orașului, este cel de transformare a fostului ștrand din Progresul într-un mare parc. Primarul Emil Moț a făcut publice imaginile noului loc de promenadă în cadrul conferinței de presă de prezentare a bugetului. Amenajare bază de agrement Dumitru Dobrescu. Este parcul ce va fi în locul ștrandului din Progresul. Noi am trimis toate hârtiile la Ministerul Tineretului și Sportului, așteptăm HG-ul prin care să putem să schimbăm destinația bazei sportive. Știți că se lucrează la cele 6 terenuri de tenis, suntem pe ultima 100 de metri la terenurile de tenis, probabil în luna martie o să facem și recepția la acele terenuri de tenis, nu văd de ce ar mai întârzia cu HG-ul. Dar cum sunt apele și politica la nivelul Bucureștiului la ora asta, totuși sper ca până în vară să avem și noi un HG și să putem să ne apucăm cu procedurile de licitație. Ce vedeți dumneavoastră acolo este exact cum va arăta parcul Dumitru Dobrescu, inclus în partea stângă este skate parkul dorit de foarte, foarte mulți dintre copiii noștri din Slatina. Primăria Slatina încearcă de mai mulți ani să preia fosta bază sportivă Dumitru Dobrescu, lăsată în paragină de Ministerul Tineretului și Sportului. Ultima condiție a fost amenajarea a 6 terenuri de tenis în oraș, așa cum erau pe vremuri la fostul ștrand. În prezent, terenurile sunt aproape gata, iar Ministerul ar trebui să dea undă verde amenajării noului parc.